cum arată Dumnezeu? Nu l-am văzut niciodată. Atunci cum știi că există? Asta trebuie să afli tu, Kaiser. Perfect, deci nu știi cum arată sau unde să încep să-l caut. Nu. Deși eu am impresia că e peste tot. În aer, în fiecare floare, în tine și în mine și în răvașele astea, în prăjiturile astea cu răvași și în nușile, în nucșoarele astea, în pălăria, în pălăria asta ta și în telefonul, în telefonul ăsta, Kaiser. Sigur, iubire, la ce te-ai gândit? Să zicem că aș vrea să-l discutăm pe Dostoievski. Idiotul, demonii, frații Karamazov. Contează? La bani atâta doar, e reducere la crimă și pedeaps. Cât mă costă? 50. 100 și putem discuta 3 romane. Vreau discuție comparativă, Dostoievski și Camil Petrescu s-ar putea aranja pentru 100. Hai să vorbim puțin și despre echipa. Eu te-am cunoscut pe tine acum 2 ani la Bullets Over Lipscani, acolo te-am văzut prima dată. E cumva spectacolul meu de suflet cu tine și cu voi toți, pentru că așa ne-am cunoscut. Da. Faceți o echipă tare frumoasă, care înțeleg că acolo s-a format, de acolo a pornit. De acolo a pornit, apoi... da. Am pornit fără să știm, la drum, la început, de imediat ieșiți din facultate, din master, din fiecare cu studiile noastre, Cătălin Babliuc fiind mai mare, noi, eu cu Eugen și cu Dan eram la început și cred că e una pentru mine întâlnirea cu ei, una din marile alea întâlniri pe care trebuie cumva să le găsești și să le cauți în orice, în viață. Și noi am învățat foarte mult unii de la alții, mie mi-a dat foarte multă încredere colaborarea cu colegii mei și ne și criticăm, ne și ajutăm foarte mult, dar mai mult totul este constructiv. S-a format o echipă de care mă bucur foarte mult și cu care facem proiecte în continuare. Văd că trăim în continuare împreună și ne susținem și în alte spectacole. Știm toții cu toții unii despre alții ce alte proiecte avem, nu suntem prezenți în viețile noastre și asta ne face să fim o echipă și un grup unit. Ce? Sunt detectiv particular, păpușă, și să-l discuți pe Dostoievski pe bani? E un 802, poți să faci pușcărie. Ești un porc! Dă-ți drumul la guriță, păpușă, dacă nu vrei să-ți povestești istoria vieții la secție. Nu cred că băieții ar fi prea încântați să te asculte. Nu mă turna, Kaiser, te rog! Te rog, nu mă turna! Aveam nevoie de bani ca să plătesc taxa la masă! M-au băgat la taxă! Rector a zis că după un semestru s-ar putea să trec la fără taxă! Dar nu m-a trecut! Doamne Dumnezeule! Eu n-am crezut niciodată că dumneata ai fi... nu știu cum și nu știu cum. Și desigur că meriți să-ți meargă totul din plin. Dar tocmai acum eu caut ceva. Ce anume, nu știu nici eu. Și apoi, ce fel de viață am putea aduce noi împreună? Eu cu căutările mele și dumneata, ca să vorbim cinstit și sincer, cu numai 46 de ruble pe lună și apoi eu încă nu te iubesc. Tu faci mult teatru independent pe lângă teatrul de comedie, unde ești angajată? Ceva mai mult independent, pentru că nu alegem să facem teatru independent, dar într-un fel alegi să faci teatru independent dacă vrei să faci teatru. Și eu nu vreau să fac altceva decât ce am ales când am dat la facultate și nu... Cred că îți oferă o foarte mare libertate zona de teatru independent. Mult mai mult decât spectacolele care sunt cerute și impuse în teatrul de stat, care oricum ușor a început să aducă și texte contemporane, dar nu cred că textele contemporane se regăsesc doar în teatru independent. Este greșit. Nu, oamenii, publicul s-a format deja în teatru off și e un public variat, nu mai sunt numai tineri.
oamenii se întorc la teatru, oamenii se întorc la ei, oamenii caută răspunsuri despre ei, oamenii se cunosc și vor să se regăsească în personaje, vor să găsească mesaje, vor să își găsească teme de gândire, teme de discuție și cum altfel decât prin teatru. Cred că deja publicul e format și ne dă șansa să ne exprimăm și să facem să avem întâlniri cu roluri pe care nu ai ocazia în teatru de stat să le ai la când ești tânăr. Poți să încerci mult mai mult. Răsfiră-ți balul, noaptea iubirii, a iubirii, ca ochii asprei zile să se închidă, să-mi cadă în brațe nevăzut Romeo. Puțin Cărtărescu? Dar pe moment nu eram interesat. Cauți ceva mai special? Să știi că aici nu avem de doar experiențe intelectuale. Poate cauți ceva emoțional. Pentru $50 aș putea să te înțeleg cu adevărat, fără să cer nimic în schimb de la tine. 100. 100 și avem o fată care ți împrumută discurile ei cu Bartok. Ia cina cu tine și după aia te lasă să te uiți la ea cum face un atac de panică. 150 și poți juca Scrabble cu două gemene. 300! 300 și ai tot tacâmul. O evreică brunetă, înaltă, subțirică, se preface că te agață la MNAC, îți dă să citești lucrarea ei de master și după aia face o criză cu urlete și plânsete la lăptăria lui Enache despre concepția lui Freud asupra femeii și după aia se sinucide. Pălăule! Legat de public, eu așa văd ca spectator. Publicul de teatru independent se pare un public care știe la ce vine. E mai mult public care alege. Publicul de teatru independent este și publicul de teatru de stat. Și nu merge la teatru doar pentru că vrea să-și pună rochia frumoasă pe care și-a cumpărat-o doamna pentru că a luat salariu și vrea să o poarte undeva și mergem la teatru să o purtăm unde în altă parte. Și știm că frumos, într-adevăr, teatru educă. Ne educă și continuu face lucrul ăsta. Dar publicul care vine din teatru de stat merge după aia la teatru independent și alege ce spectacol vreau să văd, ce mă interesează, ce curent. Încep să admire artiștii și atunci îi urmăresc în celelalte spectacole. Se creează o comunicare între public ceva mai puternică decât în teatru de stat, mai ales că după ce ieși de pe scenă, cumva treci printre ei și ai ieșit, ai coborât de pe scenă, nu ai ieșit prin spate pe la intrarea actorilor. De cele mai multe ori, în teatru independent, ieși, te duci și te așezi și tu la o masă și stai lângă publicul tău și dai șansa publicului să te simtă, să simtă vibrația și să-i simți și tu vibrația mult mai mult decât știi că ai plecat, ai aplaudat și a luat de la garderobă și a plecat acasă. E o deschidere către o comunicare mai profundă, cred. Și apropo de asta, o cunoaștere mai mare a publicului. De faptul că treci printre ei, vii, te așezi lângă ei. Lumea vine să vorbească cu tine? Da. Cum e? Da, vine și copleșitor, mai ales pentru că noi suntem mici, adică eu cel puțin așa tot timpul mă rușinez sau zic, vai, mulțumim! Și nu știi cum să duci, eu cel puțin nu știu cum să duc. Îmi place foarte, și e un defect al meu probabil, dar și o calitate, dar luați, dar acum nu știu cum să duc când primesc. E foarte greu să stai și să zici mulțumesc, pentru că încep să te evaluezi și tu și nu te gândești, mamă, ce tare am fost, ce bun am fost, gata, eu mă culc pe ureche și așa, ci simți că ai responsabilitatea să întreții complimentul ăla pe care l-ai primit, să faci ceva pentru el, să dai data viitoare și mai mult înapoi, să te ridici la nivelul așteptărilor oamenilor, poate te-au văzut într-o seară foarte bună, dar a doua oară ce faci, dai kicks?
Să începem abordându-l pe Raskolnikov ca fiind justificarea lui Dostoievski a felului în care relaționează Dumnezeu cu omul. Nespa? M-au mai arestat și altă dată. Odată m-au prins citind Flaubert pe bancheta din spatea unei mașini într-o parcare. Altă dată m-au arestat când au făcut o razie la filarmonică. Kaiser, dacă mă prind a treia oară, Flossi o să mă dea afară. Atunci, du-mă la Flossi. Și-a mușcat buza și mi-a zis: librăria Cărturești e doar o fațadă. Știi? Așa, așa. Ca agențiile alea de pariuri, care au în față o frizerie de ochii lumii. O să vezi tu. Am dat un telefon scurt la secție și i-am zis: ok, păpușă, ai scăpat de data asta. Să nu pleci din oraș. Dar acum poți să pleci. Dar nu din oraș. Hai să vorbim și de cursurile tale de teatru. Tu ai spus că e mai mult un atelier de dezvoltare personală, da, pentru cei mari și pentru cei mici. Și pentru cei mici tot dezvoltare pentru... personală, dezvoltare, educație prin teatru. Am început prin a preda copiilor la o școală particulară și n-am știut ce să fac cu lucrurile și mi-am dat seama că nu pot să mă duc la copii și să le spun: haideți să facem o piesă de teatru, hai să facem niște joculețe pe care le făceam noi în anul întâi. Pentru că părinții au niște așteptări. Și atunci am început să le intuiesc așteptările sau să-i întreb: ce doriți? Ce vreți dumneavoastră să obțină copilul dumneavoastră de aici? Aici mă refer doar la copii. Discuția se poate... se potrivește foarte bine și legat de cursurile cu adulții. Toată lumea are niște așteptări. Vor să schimbe, să transforme ceva în ei, vor să se deschidă către niște lucruri, vor să își dezvolte anumite calități, vor să își descopere anumite calități sau defecte, dar vor să le controleze, vor să știe despre ei, să se afle, să se știe. Și mi-am dat seama că eu nu aș vrea să fac cursuri de teatru. Sunt actriță și mă duc să fac, hai să vă învăț eu cum să spuneți o poezie. Pentru că mă face pe mine să fiu foarte prezentă în viața mea și e o muncă pe care o duc cu mine și nu o fac dintr-un altruism, vai, îmi place să dau eu doar atât. Nu, este și egoism. Iau și eu foarte multe de la ei și nu că foarte multe, totul. Mă obligă să gândesc și mă provoacă să găsesc soluții și atunci să transform cumva teatrul în educație, ceea ce este cumva, dar vin cu tehnica și cu metoda și îmi transform exercițiile, le schimb, nu inventez exerciții pentru fiecare copil în parte, dacă e nevoie, pentru fiecare om în parte, să cunosc oamenii și să văd că împreună putem să evoluăm cumva. O simplă coincidență. Bun, apasă și cu punctul acolo. Apasă pe parter. Nu merge. Las că apăs. Dacă eu nu știu, noi, eu nu știu să apăs cu butonul, nu? Te iubi așa. Vezi că era un buton special pentru cazul din astea. Da, știu. Și replica, o replică preferată, e o replică care îmi vine în minte acum și are probabil legătură și cu lucrurile la care meditez eu, e și funny. E, parcă ieri aveam 24 de ani, astăzi am 25 și peste un an o să am 26. Da. Este o replică din Vițelul de Aur, smulsă dintr-o replică mai mare. Cine crezi că urmează să mai fie comprimat? Alexandru Ivanovici, eu înțeleg totul perfect de bine. Timpul trece într-adevăr îngrozitor de repede. Uite, parcă ieri aveam
24 de ani. Astăzi am 25. Și peste un an o să am 26.